Sâmbătă a avut loc conferința de închidere a proiectului Restabilirea conexiunii rutiere între Sanislău și Omboi. În valoare de 5,6 milioane de euro, finanțat de Uniunea Europeană, acesta restabilește legătura între o localitate din România și una din Ungaria. Proiectul a fost implementat de Consiliul Județean Satu Mare, în parteneriat cu Primăria Sanislău și cu Autoguvernarea din Omboi. În cadrul proiectului au fost realizați 10 km de drum pe teritoriul României și 1,5 km de drum pe teritoriul Ungariei, iar majoritatea banilor au revenit părții române. E un proiect important, valoarea lui a fost de 5.600.000 de euro, cea mai mare parte din bani au ajuns pe teritoriul românesc, pentru că aici am reușit să reabilităm 10 km de drum, dincolo în Ungaria, prin acest proiect, 1,5 km. Și, în sfârșit, eu mă bucur că și locuitorii din Horea au drum. Și în Ungaria deja s-au finalizat, dar în curând se va finaliza și la noi. Deci, mulțumesc încă o dată tuturor care au participat la realizarea acestui proiect. Reprezentanții părții române au trecut în Ungaria pe drumul construit prin proiectul transfrontalier, unde au fost așteptați de oficialii maghiari, alături de locuitorii din Omboi și satele învecinate. Europarlamentarul Tökes László a declarat că granițele nu mai pot despărți locuitorii unei Europe unite, adăugând că se află în curs de implementare 18 proiecte privind construcții de drumuri transfrontaliere între România și Ungaria, aflate în diferite stadii, câteva fiind aproape de finalizare. Europarlamentarul Tökes László a adăugat că guvernul Ungariei sprijină aderarea României la spațiul Schengen pentru ca aceste drumuri să aibă utilitate. Noul drum a fost apoi sfințit de către un preot greco-catolic, unul romano-catolic și unul reformat. În continuare, reprezentanții oficiali români, împreună cu cei maghiari, au tăiat panglica inaugurală a noului drum transfrontalier, care asigură legătura între Sanislău, Horea și Omboi.